Vă rog să deschideți împreună cu mine la Matei, capitolul 6. Vom continua să medităm, să studiem în această seară pe aceeași temă și același text din această dimineață, și anume din Matei 6. Învățătura care Domnul Iisus o dă în predica de pe munte vis-a-vis de rugăciune. Și ne vom uita în această seară de la versetul 9, unde Domnul Iisus ne spune: iată dar cum trebuie să vă rugați. Dimineață ne-am uitat împreună la versetul 5 până la versetul 8 și am văzut că atunci când ne rugăm, trebuie ca să nu fim ca și cei fățarnici și trebuie să căutăm să nu ne asemănăm cu păgânii. Am văzut că noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem cetățenii împărăției, trebuie să ne rugăm altfel decât acești oameni, decât acești închinători falși, pentru că ne rugăm adevăratului Dumnezeu, pentru că ne rugăm dintr-o inimă care vine cu credință, din motivații adevărate. Noi vrem părtășie cu Dumnezeu, noi vrem comuniune cu Dumnezeu, mai mult decât ne dorim orice altceva. Și în această seară ne vom uita relativ pe scurt, poate cu altă ocazie vom avea o serie de predici din Evanghelia după Matei, din predica de pe munte, sau ar putea fi o serie întreagă doar din acest text. Dar în această seară vrem să ne uităm la ceea ce Domnul Iisus dezvoltă ca și un model pentru rugăciunea celor sinceri, celor credincioși, cunoscută ca și rugăciunea Tatăl nostru. Și am vrea să ne uităm la fiecare parte în această rugăciune și să fie o învățătură și un model pentru rugăciunile noastre, nu doar rugăciunile din biserică, ci rugăciunea în general. Și Domnul Iisus ne spune: iată dar cum trebuie să vă rugați. Și ne spune că primul lucru care trebuie ca să fie în vizor, care trebuie să fie în mintea noastră, este acesta: Tatăl nostru care ești în cerul. Primul lucru care se stabilește de Domnul Iisus este destinația rugăciunii noastre. Cui ne adresăm rugăciunile noastre? Și această întrebare este mai mult decât o întrebare tehnică, nu ține doar de mecanica rugăciunii. Vom avea un studiu cu ajutorul Domnului miercuri seara despre această temă, da? Despre aspectele tehnice, despre ordinea rugăciunii, despre structura ei și ceea ce Biblia ne învață despre aceste lucruri. Dar mai mult decât atât, felul în care răspundem la această întrebare va influența și va modela toată rugăciunea noastră. Dacă înțelegem cui ne rugăm, dacă suntem conștienți cui ne rugăm, toată rugăciunea noastră va fi radical transformată. Și Iisus ne-a învățat deja importanța conștientizării acestui lucru și pericolul care ne paște să uităm cui ne rugăm, să uităm cine este cu adevărat Dumnezeu sau să ne rugăm de dragul oamenilor. Să venim și nici măcar să ne adresăm lui Dumnezeu, să ne adresăm biserici, să ne adresăm celor din jurul nostru care ne ascultă. Așa că rugăciunea lăsată de Domnul Iisus ca și model începe cu o declarație cât se poate de clară, din care reiese cui ne rugăm. Ne reamintim cine este cel care ne ascultă rugăciunile și cu cine vrem ca să comunicăm. Această adresă este compusă din două elemente și Iisus vrea ca mintea și inima noastră să fie cuprinsă în mod profund și să fie mișcată de această realitate și de această identitate, sumarizată prin această sintagmă compusă din două elemente. În primul rând, El vrea ca să știm că ne rugăm Tatălui nostru. Scriptura ne spune foarte deslușit că cei care se apropie de Dumnezeu trebuie ca să creadă că El este. Te poți ruga unui Dumnezeu care nu crezi că există. Dar și dacă ai crede că există un Dumnezeu, dacă ai ajunge la concluzia logică, da, că lumea aceasta trebuie să aibă un început, de ce am avea curaj
să ne adresăm acestui Dumnezeu. De exemplu, faptul că știi că undeva în lumea aceasta există un om foarte, foarte bogat. Ai auzit de Bill Gates, cel mai bogat om din lume. Ok, există un om foarte bogat. De ce crezi că l-ai putea tu suna să-i ceri niște bani? Doar că-i are? De ce crezi că ai putea tu să-l suni pe Dumnezeu la telefonul rugăciunii și să spui am nevoie de ajutorul tău? De ce i-ar păsa lui de tine? De ce ar răspunde el la această rugăciune? De ce am crede că el ar răspunde rugăciunilor noastre? Rugăciunea are prezumția unei relații. Există o familiaritate, o legătură care îmi permite să-mi adresez cererile mele și să am nădejdea că ele vor fi primite și că voi primi un răspuns. Dar ne vom întreba, nu este Dumnezeu Tatăl tuturor oamenilor? Nu au toți oamenii dreptul acesta ca pur și simplu să adreseze lui Dumnezeu? Pentru că El este Tatăl tuturor oamenilor. El ne-a creat pe toți. Și într-un fel, da, Biblia vorbește în felul acesta. Dar nu în felul în care ai putea avea speranța că acest Dumnezeu ar răspunde rugăciunilor tale pentru simplu fapt că te-a creat. Într-adevăr, Dumnezeu este creatorul tuturor oamenilor. Și în sensul acesta putem vorbi despre Dumnezeu cu ghilimele de rigoare ca și Tatăl tuturor oamenilor. El păstrează în viață pe toți oamenii, El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi și în sensul acesta vedem calitatea Lui de Tatăl. Dar Scriptura ne învață că această legătură paternă între Creator și creatură a fost ruptă datorită păcatului nostru. Toată lumea aceasta este într-un fel pilda fiului risipitor. Sunt fii care au rupt legătura cu Tatăl. Sunt fii care au părăsit această relație care există între Creator și creatură. Știm din Scriptură că datorită păcatului nostru, relația cu Dumnezeu a omului nu este precum este între un fiu și un tatăl, și este precum omul ar sta înaintea unui judecător. Aceasta este relația care noi o avem acum cu Dumnezeu. Ca atare ar fi greșit din partea mea să cred că mă pot adresa lui Dumnezeu ca și tatălui meu pur și simplu pentru că El m-a creat. Apostolul Pavel ne învață că noi suntem prin naștere fii ai mâniei și ai neascultării. Iisus de asemenea ne învață foarte clar în problema paternității umane, în Ioan 8, tratează această dispută cu fariseii și spune foarte, foarte clar cine este tatăl omului firesc. Vedem la versetul 38 această dispută între farisei și Domnul Iisus Hristos. Și El spune, eu spun ceea ce am văzut de la tatăl meu. Stabilește foarte clar identitatea lui în relație cu tatăl. Și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei răspund și zic, tatăl nostru este Avram. Încearcă să se identifice prin Avram. Și Domnul Iisus spune, nu este adevărat pentru că faptele voastre dovedesc lucrul acesta. Versetul 41, Hristos spune, voi faceți faptele tatălui vostru. Și ei din nou vin și se apără și spun, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Și asta este dilema, aceasta este disputa. Cine este tatăl omului firesc? Cine este tatăl omului care nu trăiește prin credință? Și Iisus răspunde la această afirmație și la această pretenție extrem de clar în versetul 42 și apoi în versetul 44. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Hristos clarifică fără echivoc și fără apel, fără posibilitate de recurs, faptul că orice om care se află în necredință și care nu s-a împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, este un copil al satanei și în niciun fel nu poate pretinde, indiferent de religia lui, de apartenența lui religioasă, în niciun fel nu poate el ca să spune pentru că mă duc la o anumită biserică,
Oamenii aceștia făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Ei mergeau la templu, ei făceau sacrificii. Orice ar fi adevărat despre noi, dacă nu suntem credincioși și reconciliați prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi nu-L avem pe Dumnezeu ca și Tatăl nostru. Și omul nu poate pretinde o relație cu Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Așa că atunci când vorbim despre Dumnezeu ca și Tatăl nostru, trebuie să înțelegem că ceva s-a întâmplat, ceva extraordinar, încât să putem cu adevărat să îl avem pe Dumnezeu ca și Tatăl. Noi care mergem la biserică și mai ales care mergem de mici, poate ne-am prea obișnuit cu acest privilegiu, cu această expresie, când vorbim despre Dumnezeu ca și Tatăl nostru. Dar ca Dumnezeu cu adevărat să fie Tatăl nostru, ceva miraculos, extraordinar, a trebuit să se producă încât să trec din acea stare, din acel statut de fiu al mâniei, de fiu al satanei și să ajung cu adevărat să fiu fiu al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel explică această realitate în Efeseni capitolul 1, în care spune în felul următor: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Și vedem că acest Tatăl, acest Dumnezeu, care este Tatăl Domnului nostru, a făcut ceva încât noi, care suntem fii ai mâniei, noi care ne-am răzvrătit și am ajuns ca să fim fiii satanei, să ajungem să fim cu adevărat fiii Lui. Ni se spune în El, adică în Iisus, Dumnezeu, Tatăl, care este autorul acestei minuni, ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Aceasta este minunea produsă de Dumnezeu, plănuită de Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii, ca oameni care erau în sclavia păcatului, care erau sub robia păcatului, care erau copii ai mâniei, care erau copiii satanei, prin acest decret al lui Dumnezeu, realizat prin Domnul nostru Iisus Hristos, să ajungă înfiați în familia lui Dumnezeu și să poată să spună cu adevărat: Tu ești Tatăl nostru. Dragul meu, dacă astăzi Dumnezeu este Tatăl tău, dacă sufletul tău cu adevărat strigă Abba, adică Tată, este că prin Iisus Hristos ai fost înfiat. Ai fost adoptat în familia lui Hristos, în familia lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos ne spune că atunci când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, putem ca să venim cu îndrăzneală, pentru că El cu adevărat este Tatăl nostru. Nu este doar un titlu, nu este doar o formă de exprimare. S-a produs o înfiere, s-a produs o adopție și El este cu adevărat Tatăl nostru. Ce imbold și ce curaj ne dă această realitate. La fel cum Fiul, cum Domnul Iisus, poate să vină la Tatăl pentru că El este Fiul Său. Nu are nicio reținere. N-are nicio emoție că Tatăl s-ar putea să îl respingă, s-ar putea să nu îl asculte. La fel și noi, prin Fiul, fiind înfiați în familia lui Dumnezeu, putem ca să venim la Tatăl nostru. Și aceasta ar trebui să schimbe radical rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre ar trebui să fie făcute cu îndrăzneală și curaj. Niciodată n-ar trebui ca să ne fie teamă să venim înaintea Tatălui cu rugăciune. Ar trebui să fim dornici să comunicăm cu El. Ar trebui să știm că El așteaptă ca să-i vorbim, că El este bucuros atunci când noi ne adresăm Lui. El ar trebui ca să fie făcute cu sinceritate. De ce de uneori ne rugăm de parcă vorbim cu un străin, de parcă vorbim cu cineva care nu-L cunoaștem și nu ne cunoaște? Nu de parcă am vorbit cu Tatăl nostru. El ar trebui să fie aduse cu transparență și onestitate. El ne cunoaște. El este Tatăl nostru. El ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. De ce credem că ne putem ascunde de El în rugăciunile noastre? De ce credem că dacă am venit și nu ne-am mărturisit acel păcat, El nu știe? De ce credem că dacă n-am venit să ne mărturisim acea teamă și acea frică și acea groază care o avem pentru ziua de mâine, El nu știe? De ce credem că ne putem preface înaintea lui Dumnezeu? Pentru că am uitat că El este Tatăl nostru. În al doilea rând, acest titlu, această relație
este calificată și ni se spune, El este Tatăl nostru care este în ceruri. Dacă expresia Tatăl nostru este menită să ne inspire încredere și curaj și familiaritate, atunci Hristos, prin acest calificativ, caută să echilibreze acestea, ca nu cumva să fim tentați să fim prea familiari cu Dumnezeu. Să nu venim și să discutăm cu Dumnezeu cum am discutat la propriu cu Tatăl nostru pământesc. Să nu cumva să uităm că deși discutăm cu Tatăl nostru, cu Cel care ne-a înfiat prin sângele Domnului Iisus Hristos, El totuși este Dumnezeu. El este Tatăl nostru care este în ceruri. Și această realitate ar trebui să ne umple inima cu reverență și umilință, cu frică și cu tremur. Prin virtutea faptului că El este Tatăl nostru, prin înfierea care o avem în Iisus Hristos, El nu existează din a fi ceea ce este, și anume Dumnezeu. Din a fi un foc mistuitor, din a fi Alfa și Omega, din a fi Creatorul Universului, și noi nu putem să uităm pentru o secundă cine este El cu adevărat. Acest echilibru care ne-l aduce Domnul Iisus Hristos este absolut necesar. Prima enunțare, Tatăl nostru, fără calificarea cea de-a doua, care este în ceruri, ar produce o familiaritate lipsită de reverență. Și vedem lucrul acesta când oamenii se roagă de parcă vorbesc cu vecinii lor, de parcă vorbesc cu neamurile lor și uite că sunt în sala tronului, în prezența Creatorului Universului. Dar El este Tatăl nostru, dar El este Tatăl nostru care este în ceruri. El este Tatăl nostru care este Creatorul nostru și noi suntem făpturile create de El. Dar a doua, care este în ceruri, fără prima, Tatăl nostru ar produce o distanță și o răceală, o frică, dar nu sfântă, ci laică față de Dumnezeu. Am tremurat de frică că am fi nimicit și nu de teamă sfântă pentru că Îl iubim. Am crede că El este departe în ceruri și nici de cum nu ne va asculta. Cele două trebuie ca să fie puse împreună, ca să realizăm în același timp că avem acces la El prin relația aceasta de fi și că stăm de vorbă cu Dumnezeu, că stăm de vorbă cu Cel care ne-a creat și cu Cel care ne-a răscumpărat. Credinciosul are nevoie să păstreze această imagine completă a lui Dumnezeu în inima lui tot timpul. El este Tatăl nostru care este în ceruri. Și atunci când rugăciunile noastre sunt adresate Lui cu adevărat, nu doar de pe buze, ci atunci când ele în totalitate, în mod real și echilibrat, provin din inimile noastre Lui, lucrurile se vor schimba. Așa că și o paranteză, acest care este în ceruri nu este o descriere în primul rând locativă. De parcă Dumnezeu ar fi doar în ceruri. De parcă ar fi închis cumva în ceruri și noi putem să avem acces la El numai prin acest telefon. De parcă ai sunat pe cineva care este foarte departe, cum o sun eu pe Anca care este acum în America. Și ea este în America și eu sunt în România. Și dacă vreau să vorbesc cu ea, trebuie să o sun la telefon sau pe FaceTime și așa putem ca să intrăm într-o legătură, că ea este departe, acolo și eu sunt aici. Nu la asta se referă în primul rând. Eu am impresia câteodată că noi așa ne rugăm de parcă am vorbit la telefon cu Dumnezeu și uităm unde este Dumnezeul căruia ne rugăm. Este El departe sau aproape? Scriptura ne spune că acest Dumnezeu care este în ceruri și este pretutindeni, în care ne avem existența, este în inimile noastre. Să sistăm de a ne ruga de parcă El ar fi undeva departe și ne aude doar atunci când ne rugăm. Și ne rugăm de parcă El ar fi nu numai lângă noi, ci așa cum este în noi. Când înțelegem lucrul acesta, când înțelegem cu cine discutăm, atunci când realizăm atât proximitatea și relația apropiată care avem cu Dumnezeu, dar și infinitudinea lui Dumnezeu, rugăciunile noastre vor fi transformate. Nu vor mai fi fățarnice, ci vor fi reale și adevărate și neprefăcute. Vor fi fervente, dar nu vor fi forțate. Vor fi pline de pasiune, dar în același timp vor fi făcute în liniște și pace. Vor fi pline de reverență, dar vor fi naturale. Ne vom strofoca să avem reverență. Reverența va fi un efect natural a faptului că realizăm cu cine discutăm și unde este acest Dumnezeu infinit. El este acolo cu noi. Echilibrul acesta care ni-l dă Domnul Iisus este evident nu doar prin enunțarea adresei rugăciunii, Tatăl nostru care ești în ceruri,
Dar ea continuă și în conținutul rugăciunii care urmează. Urmează să vedem 6 sau 7, dacă numeri izbăvește de cel rău separat, ca și o petiție, sau dacă îți place neapărat numărul perfecțiunii 7, atunci le numeri în felul acesta. Vedem 6 petiții perfect echilibrate care vin după ce am început să adresăm adevăratului Dumnezeu rugăciunea noastră. Sunt echilibrate prin ordinea lor. Vom vedea că întâi, 3 dintre ele vizează pe Dumnezeu și apoi este vizată viața noastră cotidiană și nevoile noastre pe acest pământ. Sunt echilibrate prin conținutul lor. De exemplu, gândiți-vă la cât de sumare sunt. Sunt scurte. Nu pare o rugăciune foarte amplă, foarte spirituală, dar în același timp, această rugăciune scurtă a Domnului Iisus Hristos cuprinde mai mult decât cele mai lungi rugăciunea noastră câteodată. Ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm și parcă n-am spus absolut nimic. Și în această rugăciune, cu enunțări scurte, toate nevoile noastre sunt satisfăcute. Fie că vorbim de primele 3, în care subiectul petițiilor este chiar Dumnezeu, fie că este vorba de ultimele 3, în care cerem pentru nevoile noastre de aici și de acum, la finalul rugăciunii vedem că s-a cuprins totul în câteva cuvinte scurte. Tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta și pentru evlavie și pentru credință și pentru fericire este cuprins în această rugăciune care pare așa de elementară și așa de scurtă. Haideți să privim la aceste petiții în timpul care a mai rămas. Primele 3 petiții, cum ziceam, vizează pe Dumnezeu. Prima petiție este aceasta: sfințească-se numele tău. Precum adresa principală a rugăciunii, adică Tatăl nostru care ești în ceruri, este ancora întregii rugăciuni, prima petiție continuă în același spirit. Înainte să ne preocupăm de orice altceva în rugăciunea noastră, trebuie să fim preocupați de Dumnezeu. Am venit ca să vorbim cu El. Am venit ca să ne întâlnim cu El. Am venit să avem comuniune cu El. Înainte să discutăm despre pâinea noastră cea de toate zilele și despre bolile noastre, trebuie să fim preocupați de El. Și prima petiție îl vizează pe El. Această petiție este interesantă, precum sunt toate primele 3, pentru că ele sunt petiții lui Dumnezeu pentru Dumnezeu. Ele sunt adresate lui și îl vizează pe El. Petiția nu este: Doamne, te rog, fă ceva pentru mine. Următoarele 3 așa vor fi. Ci petiția este așa: Doamne, te rog, fă lucrul acesta pentru Tine. De dragul numelui Tău să fie sfințit numele Tău. De dragul gloriei Tale, arată-Te ca și glorios. Doamne, te rog, numele Tău să fie sfințit. În această petiție noi suntem doar beneficiari pasivi. Vrem ca Dumnezeu să facă ca numele Său să fie proslăvit pe acest pământ, să fie sfințit, pentru că nimic nu ne-ar produce mai multă bucurie. Și nimic nu ne-ar satisface mai mult decât să vedem gloria Lui manifestată pe acest pământ. N-am fi mai bucuroși dacă am câștigat la loto, n-am fi mai bucuroși dacă am avea toate averile pământului, n-am fi mai bucuroși dacă am fi sănătoși și am trăit 200 de ani. Nimic nu ne poate produce mai multă bucurie decât dacă Dumnezeu se proslăvește pe Sine. Într-un cuvânt, ne rugăm ca Dumnezeu să fie Dumnezeu. Numele Său nu are de-a face doar cu denumirea Lui, ci cu ființa Lui întreagă, cu dumnezeirea Lui. Dumnezeu este numele Său, Dumnezeu este slava Sa. Noi cerem ca Dumnezeu să fie arătat ca și sfânt, ca și aparte de creația Lui, ca și glorios, să fie manifestat așa cum este. Noi rugăm: Doamne, fii ceea ce ești. Arată-te așa cum ești. Cerem ca Dumnezeu să străpungă voalul acestei lumi și să arate așa cum este. Știm că încă n-a sosit vremea, dar nu mai putem aștepta. Nu mai avem răbdare. Vrem ca să vedem gloria Lui acum și aici. Și această dorință ca Dumnezeu să fie Dumnezeu și să arate ca atare, în mod inevitabil, ne duc în celelalte petiții, în cea de-a 2-a și de-a 3-a petiție. Vie împărăția Ta
și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Există feluri în care experimentăm împărăția lui Dumnezeu chiar și aici și acum. Se poate spune că, într-un fel, biserica este instrumentul prin care împărăția este adusă la toți oamenii, chiar și pe acest pământ. Domnul Iisus spune în Luca 16:16, legea și profeții au ținut până la Ioan. Dar de atunci se vestește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și fiecare dă buznă în ea. Domnul Iisus spune, a venit împărăția și ea este vestită prin Evanghelie și toți cei care răspund se află în împărăție. Și evident că suntem amintiți și de acest aspect al împărăției manifestat prin biserică, de acest aspect temporal și prezent, când ne rugăm pentru aceste două petiții din rugăciunea Tatăl nostru. Dar cerința noastră este mai mult decât doar atât. Este mult mai arzătoare și mult mai cuprinzătoare. Cerința noastră, dorința noastră este ca împărăția lui Dumnezeu la propriu să vină. Nu doar să simțim un pic din ea când venim la închinare, nu doar ca să răspândească prin vestirea Evangheliei. Vrem ca în mod total și complet și final să fim în împărăția lui Dumnezeu. Iar până atunci, până când prezența sa se va manifesta, până când prezența sa va îngloba acest pământ, până când voia lui decretivă va fi făcută cu desăvârșire pe acest pământ, adică până când doar cei sfințiți de el vor trăi fără ca nimeni să nu mai încalce vreodată vreo poruncă a lui. Până atunci, vrem ca acea împărăție să fie manifestată în noi, să fie prezentă în inimile noastre, să fie prezentă în familiile noastre, să fie prezentă în bisericile noastre. Vrem să fie vestită de noi prin predicarea Evangheliei, dar vrem ca împărăția să vină și să vină cât mai repede. Pentru că nu ne dorim altceva, nu ne dorim să ne vedem copiii crescând, nu ne venim să ne terminăm casele de construit, ne dorim ca să vedem că nepoții își termină facultățile, nu ne dorim nimic în această lume mai mult decât să vină împărăția. Și de aceea trebuie ca să cerem arzător înaintea lui Dumnezeu, Doamne, să vină împărăția ta, să fie făcută voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ultimele trei petiții țin de nevoile noastre cotidiene, de viața noastră de pe acest pământ. Și aceste trei sau patru, dacă le numere așa, sunt împărțite între nevoile noastre fizice și materiale și cele spirituale. Și prima petiție vizează nevoile noastre fizice, nevoile noastre materiale. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. În primul rând, observăm faptul că această cerință este adusă înaintea lui Dumnezeu după toate cerințele care vizează ființa și împărăția lui Dumnezeu. Nu se începe cu această cerință. Să nu credeți că ei n-aveau nevoie de pâine. Oamenii aceia obișnuiți înaintea lui Dumnezeu erau cei mai mulți săraci și trăiau de la o zi pe cealaltă. Dacă astăzi prindeau pește, aveau ceva de mâncare. Dacă astăzi primeau ceva de la munca care au depus-o, aveau ceva de mâncare. Dacă nu, posibil că mergeau fără. Și într-un fel și noi, numai că noi mergem din două în două săptămâni când ne vine plata de la serviciu. Da? Oamenii aceștia aveau nevoie de cele necesare pentru supraviețuire. Și totuși, Domnul Iisus Hristos pune această petiție a patra în ordinea lor. Întâi este important ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Întâi este important ca să vezi magnitudinea Lui, sfințenia Lui, frumusețea Lui și să-ți dorești prezența Lui, împărăția Lui și apoi poți ca să-ți întorci privirea spre cele necesare pe acest pământ. Apoi observăm cât de succintă este, chiar și în comparație cu celelalte două care vizează viața de pe acest pământ, care urmează să le vedem, este lipsită de vreo elaborare. Celelalte două elaborează cerințele în diverse feluri. Aici este pur și simplu o cerere pentru pâinea necesară ca să supraviețuim încă o zi. Nimic în plus, nimic mai mult. Nu spune, Doamne, dacă se poate și un pic de gem, dacă se poate și un pic de diversitate, dacă se poate și un pic de belșug. Pur și simplu, Doamne, dă-ne pâinea necesară. Atât, cât să mai supraviețuim o zi. Și nu putem să nu remarcăm
că există o singură petiție pentru nevoile supraviețuirii fizice și două petiții pentru nevoile spirituale pe acest pământ. Și că aceste două sunt mai ample și mai complexe decât cea pentru lucrurile materiale. Aceasta ne indică că în prioritățile vieții acestea care le aducem în rugăciune, ar trebui să predomine cele spirituale. Acolo ar trebui să fie petrecut timpul nostru. Acolo ar trebui ca să ne strofocăm în rugăciune, să ne gândim care sunt nevoile noastre, care sunt lacunele noastre, de ce avem nevoie pe acest pământ, spiritual vorbind. Și sumar și succint ar trebui să vinem și să spunem: Tată, Tu știi că avem nevoie și de pâine. Tu știi că avem nevoie și de cele necesare. Acest lucru ne arată că deși în ordinea rugăciunii această petiție este mai întâi de cele spirituale, este înainte de iertarea păcatelor și înainte de izbăvirea de la ispită, ca și importanță, ea este inferioară celorlalte. Da, ai nevoie de pită, dar ai mai multă nevoie de iertare și de izbăvire de la cel rău. Mai multă nevoie de protecția lui Dumnezeu față de ispită și păcat și atacurile celui rău, decât ai nevoie de pâine și de apă și de gaz și de toate celelalte. Prioritățile tale ar trebui să fie cele prezentate aici. Ordinea este mai puțin importantă, dar ar trebui să predomine o preocupare cu lucrurile spirituale. În contextul întregii rugăciuni apoi, dincolo doar de cele trei petiții pământești, este cea mai neînsemnată petiție. Toată focalizarea rugăciunii care o primim de la Hristos este pe lucrurile duhovnicești. Și ca și o notiță de subsol, dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele. Dar mai întâi avem nevoie ca să-L vedem pe Dumnezeu. Dar mai întâi vrem împărăția Ta. Dar mai mult decât orice vrem să fim izbăviți de cel rău. Și mai mult decât orice dorim să știm că suntem iertați. Dar Doamne, dă-ne și cele necesare să mai supraviețuim o zi pe acest pământ. Apoi remarcăm cât de rezervată este această cerință. Pâinea noastră cea de toate zilele, adică care este necesară în fiecare zi să mai supraviețuim încă o zi. Cerința aceasta, dă-ne-o nouă astăzi, ne arată cât de dependenți suntem, în perpetu dependenți față de Dumnezeu. Noi nu căutăm în niciun fel, prin binecuvântarea materială care o cerem de la Dumnezeu și care deseori o primim de la Dumnezeu, să ne depărtăm sau să ne emancipăm de Dumnezeu, ci vrem doar atât cât avem nevoie să trăim și să trăim o viață plină de evlavie în dependență de Dumnezeu. Noi nu vrem dacă bani sau averi sau un serviciu mai bun sau anumite binecuvântări ne-ar depărta de Dumnezeu. Doamne, noi nu le vrem acestea. Noi vrem doar cele necesare să trăim o viață de credință. Pâinea cea de toate zilele. Noi nu vrem ca prin belșugul care îl primim, și deseori primim atâta belșug de la Dumnezeu, să fim blestemați și nu binecuvântați. Noi nu vrem ca relația noastră să fie afectată negativ prin lucrurile pământești care le primim de la Dumnezeu. Și de aceea noi nu cerem mai mult decât ce este necesar. Sau n-ar trebui să cerem mai mult decât este necesar să trăim în dependență de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu cu adevărat este prezent în inimile noastre și în mințile noastre, vom vedea că se va produce o defocalizare de pe lucrurile materiale în rugăciune și o focalizare pe cele spirituale și mai ales pe Dumnezeu, pe persoana Lui, pe ființa Lui, pe slava Lui. De aceea, de multe ori, aproape că ne este jenă, și este bine să fie așa, să ne rugăm pentru unele lucruri. După ce toată ziua am stat în ziua de duminică și am privit la măreția Lui, nu-ți mai vine să zici: Doamne, știi, mă doare un pic capul. Că zice, nu contează! Nu contează că mă doare un pic capul, nu contează că încă mă dor genunchii, nu contează că... Doamne, cât timp am pâinea cea de toate zilele? Și cât timp ești aici cu mine? Și cât timp am promisiunea împărăției Tale? Și garanția că păcatele mele sunt iertate de jertfa Domnului Iisus Hristos? Doamne, atât este suficient. O conștientizare a lui Dumnezeu, așa cum este El, te va face să nu te focalizezi pe lucrurile pământești, ci să te focalizezi pe lucrurile duhovnicești. Ultimele două petiții care urmează
deși sunt distincte, țin de o sferă comună. Țin de problema păcatului în viața noastră. Prima este o cerere ca Dumnezeu să ne ierte de greșelile noastre, să ne ierte nouă greșelile noastre. Și aș vrea să observați, în primul rând, că această petiție adusă înaintea lui Dumnezeu necesită conceptul de mărturisire a păcatului. Întâi trebuie să ne recunoaștem păcatul, trebuie să îl vedem și să declarăm gravitatea lui. Să admitem plata care se cuvine pentru acest păcat și să venim în umilință înaintea lui Dumnezeu și să căutăm iertarea lui. Până când nu te vezi vinovat și până nu înțelegi care este consecința păcatului, nu vei avea niciun motiv să-ți ceri iertare. Dar nu crezi că este un lucru grav, nu crezi că este un lucru important. Dar când prin lucrarea Duhului Sfânt te confrunți cu păcătoșenia vieții tale, înțelegi cât de grav este, înțelegi care este consecința necesară pentru acest păcat, vei veni și te vei prăbuși înaintea lui Dumnezeu și vei mărturisi păcatul tău. Și vei cere iertare, îți vei cere iertare de la Dumnezeu. Apoi vreau să observăm că Iisus ne arată că adevărații credincioși nu au doar o teologie a iertării, dar ei o trăiesc în mod experiențial. Ei au experimentat această iertare. Ei nu discută doar din cărți. Ei n-au citit doar în Scriptură, ci au experimentat-o pe pielea lor. Lucrul acesta este evidențat prin faptul că Iisus spune să ne rugăm ca Tatăl nostru să ne ierte precum. Avem o analogie. Înseamnă că avem termen de comparație. Înseamnă că am experimentat lucrul acesta numit iertare, nu doar în sfera teoretică, ci și în sfera reală. Inițial, această comparație care se face ne indică faptul că noi avem experiența iertării. Noi știm că Tatăl iartă păcatele, de aceea venim și cerem iertare, pentru că noi știm că El face lucrul acesta. Știm pentru că am experimentat noi lucrul acesta. Noi am experimentat iertarea Lui, de aceea știm că o face. Și de aceea îndrăznim ca să venim înaintea Lui. Apoi, prin faptul, comparația este făcută chiar în relațiile noastre, ne arată că adevărații creștini sunt cei care au experimentat iertarea în mod personal. De aceea spune, iartă-ne precum și noi iertăm. Precum noi am experimentat iertarea în viața noastră și am practicat ceea ce am experimentat, vedem că analogia nu este făcută între Dumnezeu și cineva de departe, cineva străin, ci este între El și noi în mod personal. Precum noi iertăm, precum noi am experimentat și am trăit aceste realități, te rugăm, Doamne, să ne ierți. Și în ultimul rând, vreau să observați că adevărații beneficiari ai iertării divine sunt transformați în așa fel încât ceea ce ei au primit în dar, oferă în dar. Și anume iertare. Pentru că ei au experimentat iertarea divină, ei iartă pe semenii lor. Ei dau gratuit ceea ce au primit gratuit. Hristos ne cheamă la o credință vie. O credință care trăiește, care produce în viața credinciosului ceea ce pretinde că crede. Dacă vestim iertarea lui Dumnezeu, este pentru că noi am experimentat acea iertare. Este pentru că ea a produs iertare și reconciliere în viețile noastre. Este pentru că după ce am fost iertați de toate păcatele noastre, am mers și am iertat pe acea persoană care am spus că nu o să o putem ierta niciodată. Am mers la tatăl nostru și la mama noastră și la neamurile noastre și la cei care ne-au greșit în cele mai grave feluri, care am jurat că niciodată nu o să mai avem vreo relație cu ei și am zis, te iert. Te iert pentru că eu, care eram de neiertat, am fost iertat în mod gratuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Te iert nu pentru că ai merita, poate nici măcar nu ți-ai cerut iertare, ci te iert pentru că eu am experimentat iertarea. Noi care proclamăm pacea, pentru că am primit pace, care întrece orice pricepere, trebuie să fim aceia care caută pacea cu toți oamenii. Pentru că ceea ce am experimentat, acum trăim. Ceea ce am experimentat, acum vestim. Ceea ce am experimentat, acum dăm altora în mod gratuit, așa cum noi am primit. Ultima petiție ține tot de problema păcatului. Dar nu de iertarea păcatului, ci de evitarea lui. De dorința de a nu mai avea contact cu păcatul. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește
de cel rău, experimentând sfințenia și gloria lui Dumnezeu, văzând și mărturisind păcatul nostru și beneficiind și fiind beneficiarii de iertare din partea lui Dumnezeu, nu vrem în niciun fel să mai trăim în păcat. Nu ne putem imagina o viață care să fie pătată și mânjită de păcat. De aceea, cerem ca Dumnezeu să păzească, să ne păzească de orice circumstanță care ar putea duce la păcat. Nu vom trata exhaustiv în această seară această frază și nu ne duce în ispită. S-a mai tratat în biserica noastră, este suficient să mai precizez încă o dată că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nu la aceasta se referă. Se referă la total altceva. Da? În cazul acesta există două feluri care înțelegem. Ispita poate ca să fie necaz, alte traducere au necaz, poate fi vorba de o încercare sau poate fi vorba doar de felul în care Dumnezeu conduce providențial lumea și este la discreția Lui să ne pună în anumite ipostaze, în anumite circumstanțe care s-ar putea să fie dificile pentru noi. Și ne rugăm ca suveranul Universului să conducă lumea în așa fel încât viața noastră providențial să fie păzită de orice încercare care s-ar putea să ne dărâme credința și de orice potențial de păcat care s-ar putea să frângă relația noastră cu El. Dar, doar atât, dar vrem să ne și izbăvească de orice atac a celui rău, de orice uneltire a satanei care vrea să ne tragă departe de Dumnezeu. Pentru că dorința noastră este să trăim în sfințenie, să trăim în părtășie cu Dumnezeu și în ascultare deplină de El. Vrem asta mai mult decât vrem pâinea cea de toate zilele, decât vrem succesul în carierele noastre, decât vrem sănătate, decât vrem orice altceva. Vrem să fim ca și acest Dumnezeu pe care îl cunoaștem și vrem să fim împreună cu El. Și aceasta știm că se poate doar în sfințenie și doar în ascultare. În concluzie, Domnul Iisus concluzionează cum a început, aducând din nou focalizarea asupra lui Dumnezeu și spune că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Rugăciunea încheie cum a început, afirmând atât identitatea Dumnezeului căruia ne rugăm. Știm că nu ne rugăm în van, pentru că știm cui ne rugăm. Știm că El ascultă, știm că El este în relație cu noi, știm că El deține toată slava și toată puterea, știm că El este veșnic, știm că împărăția Lui va veni în glorie și de aceea ne rugăm în același timp cu certitudine și cu imbold și cu îndrăzneală, pentru că El este Tatăl nostru, dar cu reverență și cu frică, pentru că știm că a Lui este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.